De câteva luni ne uităm la televizor și descoperim cu groază în fiecare zi cât de coruptă a ajuns țara în care trăim, dar și cât de bogați am fost de fapt, dacă s-au furat miliarde. România, se pare, nu poate mișca dacă unii nu-și primesc tainul, care, am aflat și asta, e regulă, 10%. Așa că astăzi vrem să le dăm și noi acestor corupți acel 10% pe care îl merită, rupt din statistici. 10% e procentul de copii români care se duc la culcare flămânzi. 10% din personalul medical al României pleacă anual din țară. 10% dintre români suferă de depresie. Și tot 10% sunt românii care încă mai cred că bogații noștri și-au făcut averea legal. Acest reportaj nu e nici 10% din ce au lăsat în urmă acești corupți. Mai crește puțin! Crește dacă plouă. Deja e inundat. La picioare, că se vede cu curtiul pe pantaloni. Tine-ți acolo, că te vede borza și te dă afară. Deși pare greu de crezut, imaginile pe care le urmăriți au fost filmate recent în ceea ce a fost odată perla industriei energetice românești, hidrocentrala de la Porțile de Fier, azi îngenuncheată de năpasta șpăgilor și hoțiilor. Acum 50 de ani, când a început construcția, hidrocentrala urma să fie cea mai importantă investiție a țării și o raritate în Europa. S-a muncit la ea timp de un deceniu cu 10.000 de muncitori și era proiectată să dureze peste veacuri și să ne îmbogățească, pentru că la Porțile de Fier se producea cea mai ieftină energie electrică de pe continent. În final însă n-a reușit să îmbogățească decât o mână de oameni, numiți generic băieții deștepți. Au apărut la începutul anilor 2000 și s-au tot alimentat din banii hidrocentralei și implicit ai noștri până de curând. Un jaf de care se leagă nume grele din tot spectrul politic și pe care acum le vedeți în alte dosare pe la DNA. Caracatița funcționa așa. Băieții deștepți cumpărau de la Hidroelectrica energie la un preț derizoriu, după care ne-o vindeau nouă la preț dublu. Ei se îmbogățeau, populația suporta cheltuieli mai mari, iar Hidroelectrica nu-și putea acoperi nici costul de producție. Când a preluat compania în 2012, administratorul judiciar a găsit-o ruinată și înnecată în datorii gigantice. Au prejudiciat compania de stat Hidroelectrica cu peste 1 miliard de euro. Evident că în toată această perioadă Hidroelectrica nu a făcut altceva decât să-și externalizeze propriul profit spre niște firme, nu neapărat fantomă, dar niște firme care nu aveau mare logistică și nici mari cheltuieli, aveau 2-3 manechine care stăteau la birou și instant refacturau energia cumpărată la un preț foarte mic de la Hidroelectrica, o refacturau la prețul pieței și marcau un profit de 100-120 de lei pe fiecare megawatt. S-a furat atât de mult încât s-au evaporat și banii destinați unor reparații esențiale care trebuie să țină hidrocentrala în viață. Rămasă fără fonduri, construcția a ajuns într-o stare deplorabilă, părând că se surpă sub propria greutate. Acoperișul găurit a lăsat să intre ploaia, pereții s-au crăpat și apa a început să băltească în încăperi și să curgă și roaie peste echipamentele electrice de milioane de euro. Membrii sindicatului de la Porțile de Fier s-au înarmat cu fotografii și imagini video și au încercat să tragă semnalul de alarmă în urmă cu câteva săptămâni. Mai crește puțin! Crește dacă plouă! Deja e inundat! Este ceva de visă urât. Ia uitați cum arată o galerie în centrala Porții de Fier. Jos se vede foarte clar luciu, este apă. Iată acele bucăți de celofan puse pe aceste dulapuri electrice. Dacă ar ploua direct pe aceste dulapuri, s-ar produce un scurt și fiecare hidroagregat ar fi decuplat de la sistem. Speriați, angajații au fost nevoiți să apeleze la cârpeli, bucăți de pânză puse pe jos ca să absoarbă bălțile care se întindeau până la dulapurile electrice, tomberoane și găleți ca să colecteze apa căzută peste aparatura care menține în viață hidrocentrala Porțile de Fier. Acolo e inima centralei, acolo sunt toate întrerupătoarele, tot ce înseamnă serviciile care asigură funcționarea centralei. Se produce un scurt și ia foc. Închidem centrala, efectiv, pentru că acolo e inima centralei. Până să ajungem noi la Porțile de Fier, s-au făcut niște reparații, dar dezastrul nu a putut fi ascuns. Așa cum am văzut-o noi, funcționarea celei mai mari hidrocentrale a țării depinde de niște improvizații.
Pentru a nu ajunge apa pe instalații și să se petreacă un scurt circuit, oamenii de aici au construit o tablă pe care au prins-o cu o sârmă, iar din acea tablă vine acest furtun. Așa, da. Și aici un bidon. Avem un bidon de 10 litri, nu? Da, hai să vedem. Cât dracu a căzut? În altă încăpere, tavanul e atât de fisurat încât a trebuit să se construiască o copertină care să apere echipamentele de sute de mii de euro. Arta unui exploatator este de a menține în orice condiții în exploatare instalațiile pe care le deservește, datorită faptului că au fost infiltrați în zona tablourilor. Am realizat un acoperiș din materiale ușoare și ieftine. De treaba aceasta depinde o parte din centrală, de asta am și luat măsuri. Așa au ajuns porțile de fier în urma jafului de 3 miliarde de euro de la Hidroelectrica. O hidrocentrală construită pe un baraj imens care ține în frâu cel mai mare lac de acumulare din țară, 2 miliarde de metri cubi de apă. Și tot ea asigură 10% din producția națională de curent electric, alimentând fabrici și sute de mii de locuințe. Dacă apa ar ajunge la panourile electrice, spune liderul de sindicat, ar fi dezastru. În momentul în care centrala porții de fier ar fi decuplată de la sistemul hidroenergetic, asta înseamnă căderea întregului sistem energetic național. În 1977, tot în urma unei probleme, aplicat centrala porții de fier 1, în momentul ăla, pentru circa 20 de minute, aplicat întreg sistemul energetic național, cu alte cuvinte, România a fost în beznă pentru 20 de minute și pagubele înregistrate în aceste 20 de minute au fost de câteva ori mai mari decât cele produse de cutremur în același an. Dar povestea căpușelor de la Hidroelectrica e și mai gravă. În acte, tot acest dezastru figurează ca fiind reparat. De fapt, pe lângă energie cumpărată ieftin, băieții deștepți au mai furat sute de milioane de euro din contracte fictive de mentenanță. 8 SRL-uri, la care unica acționar era Hidroelectrica, cele 8 vestite hidroservuri. Erau 8 copii flămânzi cu gura până la urechi, cărora oricât le-ai da să mănânce, tot strigă de foame. De ce? Pentru că în spatele celor 8 lipitori ale noastre se mai ascundeau încă 200 de alte căpușe. 200 de firme ale protipendarei locale. Erau multe lucrări fictive și care erau decontate sau lucrări pe bune făcute, dar la prețuri de până la 6-8 ori mai mari decât piața. Actualul administrator judiciar spune că a rămas șocat când a văzut actele contabile ale firmei. Peste 3 miliarde de euro prăduieli. La Hidroelectrica doar, prăduieli din mentenanță, prăduieli din contractele dezavantajoase cu ceilalți de producători de energie, prăduieli din retehnologizări. Într-adevăr, cel mai mare tun al băieților deștepți a fost în așa numitele retehnologizări, adică înlocuirea echipamentelor originale cu altele noi. Dar, pentru că pe traseu fiecare trebuia să-și tragă acel 10%, echipamentele noi au fost scumpe în acte și mai proaste în realitate decât cele vechi. Una dintre țepe a fost la porțile de fier 1, unde s-au investit aproape 200 de milioane de euro, din banii noștri ai tuturor, pentru înnoirea turbinelor. Un contract dubios atribuit în 97 unei firme din Elveția. Doar că în spatele ei se afla cel mai vestit băiat deștept din energie, Nicolae Buzăianu, apropiat unor politicieni influenți de la București. Elvețienii au venit să schimbe turbinele și au plecat lăsând în urmă un dezastru. Atunci ce ne-a câștigat licitația pentru utilizare, ei n-au văzut în viața lor o centrală atât de mare. Au făcut experimente pe grupul 6 și l-au băgat strâmb câș. Dacă ați putea să intrați acum la grupul 6 să vedeți ce este, v-ați îngrozi. Palele sunt găurite, fisurate și labirinții sunt dispăruți, nu mai există. Rugina și găurile din echipamentul ce urma să țină 10 de ani le plătim noi cu fiecare factură la curent. Pentru că piesele elvețienilor, spun actualii șefi ai companiei, produc la fel de multă energie ca și cele ale lui Ceaușescu și ca bonus se strică foarte repede. Am ales să dăm miliarde de euro unor firme străine care au tratat România ca o țară bananieră, care au umflat devizele la prețuri de 3-5 ori față de piață la nivel european și care nu numai că au luat foarte mulți bani de pe România, ci iată că au făcut lucrări și de mântuială.
Și, dacă ați sperat că jaful se oprește aici, vă înșelați. Situația de la porțile de fier e multiplicată la alte hidrocentrale de pe afluenții Dunării. Oltul inferior, sudul României. Aici sunt 5 hidrocentrale, dintre care una nou-nouță. Și pe toate 5 le-au retehnologizat aceiași elvețieni de la porțile de fier. Hidrocentralele sunt mai mici, dar tunurile mult mai mari. Căci, după un contract inițial de 100 de milioane de euro, elvețienii au ajuns să primească în final de la stat 400 de milioane, adică fiecare român i-a plătit pe elvețieni cu câte 20 de euro. Banii cu care s-ar fi putut construi de la zero alte 5 hidrocentrale s-au dat degeaba. Nici n-au plecat bine elvețienii, că turbinele lor, pretins inoxidabile, au ruginit. Aici se văd cum aceste pale sunt pur și simplu ciuruite. Iată, găuri. Iată. Aici sunt banii dumneavoastră. Sunt bani la o firmă de stat, Hidroelectrica, și acești bani influențează la urma urmei inclusiv costul de producere a energiei electrice și la urma urmei s-au început la capătul drumului pe costul pe care îl plătim pe energia electrică fiecare la el acasă. Aici probabil a fost o greșeală de turnare a oțelului. S-au calicit cele două firme din consorțiu, nu au turnat oțelul în Europa, s-au dus la o subsidiară la San Paolo și probabil acolo în lighean sau în căldare au zis hai să facem oțel pentru România, un oțel care s-a dovedit a fi moale și pe care sigur că oltul îl macină. Elvețienii s-au scuzat repede, că nu e vina lor, ci a unei misterioase bacterii care ar bântui oltul. Devoratoarea de oțel invizibilă a ajuns repede subiect de glume printre angajații centralelor. Mi-a spus că a venit cocoful ca să mănânce palele pe care le-au făcut în Brazilia. E o mare bazaconie, ca să nu spun prostie. Presupun că dacă ar fi existat cocofâlca asta care zic ei că există, ar fi trebuit să mânce și palele lui Ceaușescu. Acum, Hidroelectrica se luptă în instanțele internaționale să recupereze banii. Ar avea mare nevoie de ei, căci hidrocentralele au devenit un fel de bombă cu ceas. Potrivit unor rapoarte tehnice realizate de ingineri în 2013, stabilele de la cele 5 baraje stau să se rupă. Situația cea mai gravă e la Străjești, baraj aflat la câțiva kilometri amonte de Slatina. În momentul în care a fost expertizată stavila, vreau să măsoare stratul de grosime al sudurii la îmbinarea plăcilor metalice și nu am mai găsit sudura. Deci nu grav, foarte grav. Expertul care de fapt a și proiectat inițial stavilele a rămas îngrozită. Chiar atunci a recomandat, băi, băgați dracu repede cu batardouri ca stau aia la vale. Deci exact asta a fost expresia lui. Disperarea specialistului se vede clar în raport, unde concluziile sunt însoțite de multe semne de exclamare. Între timp, Hidroelectrica a reparat stabila, dar barajul de la Străjești mai are 4, la fel de șubrede. La stabila 4, în momentul în care niște lucrători încercau să demonteze un bolț, băteau cu un ciocanel de 2-3 kg și s-a desprins efectiv o bucată din burta stabilei și a început să țâșnească apa prin stabilă ca și cum ar fi fost la robinet. Ceea ce este foarte grav, cum să nu fie grav, vă dați seama, stabilele astea sunt făcute să reziste la niște forțe. Adică stabilele despre care se vorbește trebuie să țină în frâu cel mai mare lac de acumulare de câmpie din România. Așa că de siguranța barajului de la Străjești depinde viața a sute de mii de oameni care locuiesc în satele și orașele aflate în aval. Dacă aceste stabile ar ceda, vorbim de volumul acesta de 260 milioane de metri cub de apă, care ar pleca necontrolat spre aval, spre vărsarea oltului în Dunăre și care ar mătura în cale pur și simplu tot ce ar prinde cale pe malurile oltului până la Dunăre, inclusiv sate, partea de jos a orașului Slatina. Mai mult, unii angajați de la hidrocentrale spun că s-ar produce un efect de domino, pentru că în aval sunt celelalte 4 baraje cu lacurile de acumulare proprii. Pot exista pericolul să se măture toate barajele până la Dunăre, efectiv. Deci o cantitate de apă deversată necontrolat va întâlni o altă cantitate de apă care se va acumula și la rândul ei va pleca mai departe. Barajele acestea sunt calculate și construite să reziste la o anumită presiune, la o anumită cantitate de apă. Exact așa se produce, exact ca bățuzăciului. Acum, Hidroelectrica tocmai dă alți bani pentru consolidări și spune că stabilele vechi vor rezista până la terminarea lucrărilor.
Poate că, măcar de data asta, va avea grijă cine trebuie ca noile contracte să nu mai aibă în spate tradiționala șpagă de 10%, fără de care, se pare, în România nu poate mișca nimic. Exemplificare. România produce 9 milioane de tone de gunoi pe an, care, în mare parte, e depozitat ca acum un secol. Asta, deși ne-am obligat în fața Uniunii Europene să scăpăm de aceste focare de infecție care ne îmbolnăvesc și ne mai fac și de rușine peste tot. Dar n-am putut scăpa de ele pentru că s-au opus, evident, băieții deștepți, care se hrănesc din gropile de gunoi, căci le asigură sute de milioane de euro pe an. La Săcele, lângă Brașov, o construcție cu aer părăsit spune trist povestea unei țări îngenunchiate de interesele mafioților și de șpăgile lor. Costin Frâncu a inventat și patentat un dispozitiv revoluționar prin care gunoiul e transformat în combustibil și energie fără poluare. Deșeurile sunt distruse la temperaturi înalte până devin gaz. Soluția barbară și cea mai simplă, cea mai ieftină, este să arzi gazul respectiv, este un gaz energetic, și să produci energie termică. O soluție puțin mai evoluată este să introduci gazul într-un motor cu piston și cu el să acționezi un generator și produci energie electrică și energie termică. Posibilitatea mai sofisticată și, evident, mai eficientă din punct de vedere economic este ca din acest gaz, pe tehnologiile clasice folosite de germani în perioada interbelică, să producem combustibil lichid. Gunoiul este introdus într-un reactor închis din care nu ies gaze, pentru că nu se arde. N-avem ce să facem cu coșul. Păi e zero, că nu avem coși. Prin metoda lui, spune inventatorul, România ar putea scăpa, fără efecte adverse, de jumătate din deșeurile produse într-un an. Ar avea o sursă inepuizabilă și ieftină de combustibil, energie termică și electrică și ar salva o suprafață de teren arabil echivalentă cu cea a județului Ilfov, pe care acum, conform normelor UE, suntem obligați să o cultivăm nu pentru hrană, ci pentru producerea de biocombustibil. Dacă jumătate din cantitatea de gunoi menajer produs în România ar fi gazeificată, am putea obține o cantitate de peste 200.000 de tone de benzină, reprezintă cam 14-15% din consumul de benzină actual din România. Nemai vorbind că am luat din mâinile băieților deștepți sutele de milioane de euro pe care acum le băgăm în gropi de gunoi. Dumneavoastră plătiți între 40 și 80 de euro pentru o tonă. Hai să vedem ce face colectorul cu gunoiul. Are o mașină cu doi angajați care face un drum de 50 de kilometri pe zi, da, ca să colecteze 5 tone de gunoi. El încasează între 300 și 400 de euro la un drum și plătește 3 oameni 30 de euro. După care mai consumă motorină 20-30 de euro. Și se duce cu 5 tone de gunoi la groapă, pentru care plătește 60 de euro, 70 de euro. Plătește vreo 120 de euro și încasează între 300 și 400. O fi un business prost? Peste graniță, invenția a stârnit interes. În România, panică. Băieții deștepți și-au văzut brusc businessul amenințat. Costin Frâncu susține că din momentul în care și-a construit fabrica, au apărut problemele. Mai întâi au fost șpăgile. Asta te rușpagă? De nenumărate ori. Da, eu n-am cum să dau șpagă, pentru că nu mi-a dat nimeni nimic. Eu nu am accesat nici fonduri europene, nici fonduri de la fondul de mediu. Nu mi-a dat nimeni nici măcar terenul. Mi-am tras utilitățile singur. Pentru ce să le dau șpagă? Cui? De ce? Nu mi-a dat nimic. Eu înțeleg dacă cineva îmi dădea și mie un contract de la gras cum dădea Udrea, să dau și eu un 10% că mi-a dat ceva. Dar dacă nu mi-a dat nimic, de ce să le dau? Cui să dau? Cine v-a cerut? Parcă are vreo importanță. Stimate domn, eu am plângeri penale cu documente la care nimeni nu le cercetează și nimeni nu întreabă. Mi-au cerut, nu le-am dat și cu asta basta. Apoi s-a trecut la sabotaj. Din senin, fabrica din Săcele a rămas fără curent electric. Drumul de acces a fost blocat de autorități și au început să curgă controlele de la Garda de Mediu, care, spune Frâncu, ar fi inventat nereguli pentru a retrage autorizația de funcționare. Am un act de control
de la Garda Națională de Mediu, în care scrie că e totul ok și că nu dispun, nu dau amenzi, nu fac nimic. După care, la câteva zile, avem o adresă semnată de șeful Gărzii Naționale de Mediu către Agenția de Mediu, în care spune Agenția de Mediu, notificați-l pe Eco Solution și anulați autorizația, pentru că la controlul din data de comisarii Gărzii Naționale de Mediu au găsit o tonă de deșeuri prin curte. Aoleu, păi în nota de constatare nu scrie chestia asta. Garda de Mediu încalcă legile statului și face fals în declarații, în documente oficiale și nimeni nu ia nicio măsură. Comisarul șef al Gărzii de Mediu dezminte acuzațiile și are propria explicație. Sunt și cazuri când oamenii sunt puțin mai irascibili și în cazul acela, decât să se întâmple un conflict, e mai bine ca ei să părăsească frumos terenul și să aplice și au aplicat prevederile legale din zone puțin mai clare și mai pașnice pentru ei. Adică din birou. Între timp, cei de la Săcele încearcă zadarnic de un an de zile să obțină o nouă autorizație de funcționare. Așa că fabrica, în care au investit 20 de milioane de euro și în care lucrau 30 de oameni, stă cu lacătul pe ea. Cheia e la cei care așteaptă șpagă. A venit cineva la mine, trimis de președintele Consiliului Județean, să-mi ceară 10% și l-am dat afară din birou. La noi în țară există o mafie politică-economică foarte bine organizată. Și toți cei care fac ceva, care produc un plus valoare, trebuie scăpușați sau, dacă nu se supun aceste reguli, trebuie închiși. Cred că toți românii simt că trăim într-un stat mafiot, nu? E o noutate sau... Mie mi se pare că orice om care vrea să facă ceva în țara asta se izbește de un sistem mafiot. Un sistem mafiot construit de-a lungul deceniilor de funcționare ai statului român, plătiți din banii noștri și de oameni de afaceri fără scrupule. Sunt câteva companii, colectori de deșeuri, asociația ISO-Mediu, tot felul de interese din astea, ale gunoierilor, ale deținătorilor de gropi de gunoi. Pentru că ei pierd bani dacă eu funcționez. După care vin ceilalți băieți deștepți care administrează groapa. Are două compactoare, două buldozere mari așa, cu care se plimbă ca să compacteze gunoiul. Și mai are câțiva amărâți pe care îi plătește cu salariul minim pe economie. Dar încasează între 12 și 18 euro pe tonă. Cheltuielile lui nu sunt mai mari de 2-3 euro pe tonă. O fi rău? Păi de ce să-mi dea mie gunoiul să-l gazeific? E un bir frumos organizat de băieții deștepți. Un grup de băieți lacomi, printre care se pare și foști ofițeri de securitate. Mafia este destul de mare. Toți directorii care conduc gropile sau afacerile cu gropi de gunoi sunt foști ofițeri. Și în mod sigur nu ai cum să intri în cercul lor dacă nu faci parte din ei. Sunt firme care doresc să aducă incineratoare din vestul Europei, prezentându-le ca mari realizări tehnologice, instalații care în Occident nu mai sunt primite. Cei patru parteneri în businessul de la Săcele asigură că nu sunt victime ale teoriei conspirației. Fabrica e boicotată constant, spun ei. Acum 2 ani, birourile companiei au fost sparte și au dispărut calculatoarele în care se aflau schițele invenției lui Costin Frâncu. Mai târziu, niște personaje rămase neidentificate au încercat să fure componentele dispozitivului revoluționar, prezentându-se la depozitul în care se aflau acestea și pretinzând cu acte false că au o comandă să le încarce. Era o comandă de transport pentru străinătate a pieselor. Cineva vroia să copieze fabrica în altă parte a lumii. Fabrica există deja în România și așteaptă să-și demonstreze utilitatea. Ar putea produce bani din gunoi, ar putea hrăni câteva mii de familii în toată țara, ar putea plăti taxe la buget, ar putea contribui la ieftinirea combustibilului și a energiei. Dar nu e lăsată. Încetul cu încetul e înghițită de hățișul birocratic și mafiot al unui sistem corupt care își cere drepturile. Și dacă nu colaborezi, n-ai decât să renunți la investiție, să-ți faci bagajele și să pleci. Stăm de un an de zile să se convingă, nu știu ce să se convingă, Ministerul Mediului, că suntem cea mai bună tehnologie de valorificare a deșeului, care nu există în România, dar nu există nici în Europa. Între timp am reușit să o brevetăm, și intern și internațional. Suntem căutați de diverse companii și din Europa și din afară Europei pentru a dezvolta astfel de tehnologii în țările lor.
și România nu reușesc. A venit un celebru patron de companie de colectare de deșeuri. Am avut discuții lungi cu dânsul și mi-a spus: Lucian, mută fabrica asta. N-am înțeles și acest aspect, de ce trebuie să plec. Deodată sunt la mine în curte, am atâtea utilaje aici, rezolv o problemă de deșeuri în acest județ, de ce trebuie să plec? Trebuie să plece pentru ca alții să rămână și să-și ia 10%. Între timp, România e îngropată în cele 9 milioane de tone de gunoi, la care s-au adăugat alte două importate decenii la rând din Italia. Deșeuri aduse cu vapoare încărcate la Napoli de firme care au legături strânse cu mafia siciliană și care au ars la noi inclusiv reziduri toxice. Orașe întregi sunt sufocate de poluare, oamenii se plâng că le e afectată hrana, doctorii că se mulțesc bolile. Ia uitați-vă, dacă puteți filma sus acum, ia uitați-vă, până unde ajung. Astea de ce ajung în sat? Suntem nevoiți de multe ori să închidem tot, să plecăm. Anul trecut, vreo două săptămâni, vreo trei săptămâni, au fost niște mirosuri, n-am putut să stăm deloc aici. Însă cei care au stat au fost la un pas să dea telefon să vină salvare. Există copii din aceste zone care sunt simptomatici, care consultă foarte frecvent medicul de familie și care în unele cazuri pot să dezvolte chiar un ast bronhic și a crescut de asemenea numărul de cancer bronhopulmonar depistate în unitate, cu extinderea acestuia la vârstele mai tinere și afectare din ce în ce mai frecventă a sexului feminin. Iar boala nu vine doar din aer. Ea se poate insinua în organism prin hrană sau apă, din cauza levigatului, lichidul care se formează la baza gropilor de gunoi și care ajunge în pânza freatică. Pânza freatică e o sursă de apă potabilă pentru multă populație în România și, în general, puțurile care sunt în apropierea depozitelor nu au apă de calitate și chiar nepotabilă. Deci există acest risc. Există rapoarte de mediu care arată că în multe localități apa subterană e poluată de acest levigat. Inclusiv Bucureștiul are această problemă, din cauza gropilor de gunoi existente sau chiar a celor închise cu ani în urmă. Detergenți, cianuri, nitriți, metale grele, o gamă întreagă de substanțe toxice și chiar cancerigene ajung în apa freatică, iar de acolo, în legume și fructe, în hrana animalelor, în apa potabilă. Așa că șpaga lor e moartea noastră, pentru că România are, cu fiecare an, o capacitate tot mai redusă de a-și trata bolnavii. Exodul halatelor albe ne-a lăsat cu jumătate din cadrele medicale de care am avea nevoie. Ironic, 10% este și procentul de personal medical care părăsește România în fiecare an. În țară e jale mare. Spitalele murdare, fără dotări, fără medici și asistente, ruinate de contracte cu dedicație, au ajuns ca un poligon în care se joacă ruleta rusească. Iar în acest joc, unii mor. Un exemplu am avut recent. De o lună, sub streașina unei case din Săcel, Maramureș, flutură un steag negru și o fetiță de 2 ani își tot caută frățiorul plecat nu știe unde. Ăsta e pistolul lui David? Unde-i David? Ia tu ce dai lui David pistolul, te duci? Unde-i David? Unde-i? Unde-i David? Unde-i? Ui. E dus. Unde-i? Suza, doamne, doamne? Ăsta e ce obiectii de-a lui și... Nu, e dus. Îl caută cu privirea, cu vorbeștia, dar nu știa tot, nu realizează încă că nu-i. Și mai bine așa că nu știe de-a. În schimb, ea știe, deși nu înțelege cum s-a ajuns aici. David, băiețelul ei plin de viață, care în aprilie ar fi împlinit 3 ani, s-a simțit rău într-o noapte. Respira greu, își amintește mama. Dimineață l-a dus la medicul de familie din sat, care i-a trimis mai departe la un specialist. M-am dus la Borșa, m-am dus la urgență. I-am arătat trimiterea, zice domnul ăla de acolo, e la urgență, zice, dar n-avem pediatru. Asta fără răspunsul lui. Am stat în jur de vreo oră jumate, cam așa, nu mai știu exact cât am stat acolo. I-au făcut, mi-au făceau aerosol și i-au dat ceva injecție în branulă. Înainte de a pleca, i-au mai făcut un pic de aerosol, copilul își devenea încet în ce mai bine. Și zice, ne pare rău, dar cine avem pediatru. Fără doctor care să-i pună un diagnostic, copilul e urcat în salvare și trimis la următorul spital, cel din Vișeu de Sus. Ajungând la Vișeu, alt chin,
altă situație complicată. După jumătate de oră a venit doctorul, asistent a venit să-l pună pe un copil la oxigen. Oxigenul nu-i funcționă, m-a ridicat de acolo, de lângă copil, zice, haide la altă priză, că ăsta nu funcționează. După aia tot îi dădeau injecții. La ultima, în decurs de 10 minute, copilul a făcut infart. La mine în braț a murit copilul. Și când am strigat, că zic, a murit copilul, a venit o asistentă și doctorul a venit numai la o jumătate de oră. Dar au făcut pe loc infart. Și o scătă mine, zice, ce e, că zice, doar copilul, zice, are puls. Și când a venit smurtul, a declarat decedat. Și în timp ce resuscitau, o asistentă îi băga cu un par de unică folosință apă la copilul meu pe gură. S-a stins fulgerător la doar 8 ore de când plecase de acasă, de mână cu mama lui, să se facă bine la spital. N-a găsit un singur om care să-i depisteze boala și să o trateze la timp. A descoperit în final medicul legist de ce a murit acest copil. Au zis că au pneumonie, pată pe plămâni. El, ăsta a fost verdictul lui. Pneumonie, o boală de care în țările civilizate nu se mai moare, dar sistemul avea să-i demonstreze acestei femei că poate mai mult. Copilul meu a murit cu zile, nu se poate. Nu se poate. Și n-arche să scrie 103 ani fără ocupație. Cum se poate dacă ei nici nu mai au întrebat ce vârstă are copilul? Păi dacă ei n-arche au greșit, dacă n-au putut scrie un act corect, la o viață de om ce să ne mai gândim? La viața copilului nici nu mă mai gândesc, că dacă au greșit în act, și la viața copilului au greșit, cu siguranță. Cu ultimele puteri, mama a mers la Colegiul Medicilor și apoi la parchet, unde a depus o plângere, iar procurorii au decis, la 5 zile de la înmormântare, deshumarea lui David. S-a refăcut autopsia și s-au luat probe biologice, dar nici acum nu se știe rezultatul analizelor. Eu sunt stare să-l mai dezgrop. Cea a doua oară, numai să se facă dreptate. Să mut dosarul în altă parte. Dacă nu se face dreptate, trebuie să se facă cu orice preț. Vreau să aflu adevărul din ce cauza a murit copilul meu. A murit mai ales pentru că sistemul la care a cerut ajutor e el însuși muribund. Otrăvit ani la rând de lipsa de bani, de căpușe, de dezinteres. Medicii de la spitalul din Borșa nu pot comenta acest caz aflat în anchetă, dar ceea ce pot spune e tulburător. Copilul a avut ghinion. Singurul pediatru care exista în oraș își luase 2 zile libere. Și la Borșa... În situația când medicul își ia concediu, cu părere de rău, secția respectivă este închisă. Și asta se poate întâmpla în orice moment, cu orice altă secție, pentru că în acest spital nu există decât un medic pentru fiecare specialitate, iar când el nu e la lucru, pacienții sunt trimiși în altă parte, cum s-a întâmplat în acea zi cu David, care a ajuns la Vișeu. Suferea de o infecție respiratorie virală, care a evoluat înșelător și în momentul în care s-a declanșat o fază supraacută, pentru resursele noastre din acel moment, cazul era depășit. Ar trebui să intre sub competența unui medic anestezist de terapie intensivă care să preia cazul, să susțină funcțiile vitale. Doar că la Vișeu nu a avut cine să preia cazul. În zonă există un singur medic anestezist pentru 3 spitale. Încercăm să facem un program să poată să acopere și Sighetul și Vișeu, dar se pot face doar operații programate, ca să zic așa. Deci nu putem opera nimic în urgență, nu putem interveni de urgență. După care ne dă un amănunt uluitor că acum 20 de ani, în același spital, David ar fi avut mult mai multe șanse să trăiască. În urmă cu 20 de ani, un astfel de caz intra de la început până la sfârșit în competența unui medic pediatru. În momentul de față nu mai este chiar așa. Pediatru a fost, nu a fost anestezist, nu a fost medic de urgență care să asigure resuscitare sau suport vital avansat. Și chiar dacă ar fi fost medic, ar fi avut la dispoziție dotări de lumea a treia. Situația cea mai gravă este în urgență, care funcționează într-un spațiu inadecvat, cu aparatură învechită, cu personal insuficient. Dar dacă întrebați orice medic specialist de pe orice altă secție, o să spună că acolo este problema. La chirurgie, că nu au anestezist și mai rămân fără gaz medical pentru operațiile laparoscopice, că au personal insuficient. Să zicem că pacientul reușește printr-o minune să treacă cu bine de compartimentul de primiri urgențe, ajunge într-o secțiile cu paturi ale acestui spital, unde iarăși este un deficit de medici de
încă o dată pe atâta. Deci în momentul de față sunt doi interniști și un medic cu specialitate de diabet, zahărat și boli de nutriție, care susțin undeva la 60 de paturi. Și sunt cam depășiți din cauza că au și ei o vârstă. Amândoi medicii interniști sunt peste 60 de ani. Și să încet, încet se retrag din activitatea secției. Deci, iarăși, pe secția de medicină internă avem un deficit, nu știu cum vreți să-i spuneți, de 100%. Au ajuns chiar în situația halucinantă de a face troc cu alte spitale. Dacă ți dau un cardiolog pentru o zi, îmi dai un pediatru? Și dacă se poate, bine. Dacă nu, ghinion. La fel se întâmplă în spitalul din Borșa, care funcționează de ani de zile cu 22 de medici în loc de 44. Cel mai greu domeniu este anestezie și terapie intensivă. Deci aici nu avem un singur medic, contract de prestare servicii până în 31 mai și din câte știu nu mai dorește să continue, că e foarte greu. De luni până vineri, domnul anestezist ne acordă ajutor în sala de operație, în terapie intensivă, în urgență. Și fiind cu domiciliu în satul mare, vinerea după masă pleacă, duminică se întoarce înapoi. Cât lipsește anestezistul, în Borșa nu se face nicio operație. Cazurile grave sunt trimise, la noroc, la alte spitale din zonă, în speranța că acolo sunt locuri libere sau cadre medicale. La Borșa, de exemplu, ar mai fi nevoie de cel puțin 100 de asistente ca să facă față numărului mare de pacienți. Prin urmare, cele care există lucrează zi și noapte, deseori doar din bunătatea inimii. Asistenta a doua nici nu figurează pe grafic, a ieșit dimineața la ora 7 din tură, s-a dus acasă, și-a văzut copii și a venit benevol, voluntar să-și ajute colega. Nu o să fie plătită pentru că nu există cadru legal pentru a fi plătită pentru orele pe care le prestează. Tot personalul își dă silința să lucreze, dar există o limită fizică, psihică până la care ajungi și clachez, ori fizic, ori psihic. Stresul, condițiile de lucru, salariile foarte mici, toate adunate, i-au făcut pe medicii tineri de aici să ia drumul străinătății. Nu este rău că au plecat, dar noi nu avem cu cine să înlocuim. Și dacă rezidenții nu se sedimentează în România și pleacă în continuare, vom ajunge în situații catastrofale. Și drama nu se încheie aici. În următorii 2 ani, spitalul din Borșa va mai pierde 6 medici, care vor ieși la pensie. În schimb, din cei 7 rezidenți angajați la această oră, doar unul s-a arătat dispus să rămână în spital. Deocamdată. Refuză să vină în zonele de la periferie din cauza condițiilor care sunt aici. Am scos posturi la concurs de nenumărate ori și nu s-a prezentat nimeni. Suntem conștienți de acest lip și încercăm să-l remediem. Nu avem succes, că nu dorește nimeni să vină încoace și cei care vin se descurajează și pleacă. Nici doctorul Bârle nu va mai sta mult. La finalul interviului a recunoscut că va părăsi curând spitalul, lăsându-l și fără medic de urgență. Nu e exclus să plece din țară. În România, un medic câștigă 4-500 de euro. În străinătate, 5-6-10 mii. De ce ar rămâne? Mai ales că migrația cadrelor medicale a fost încurajată chiar de fostul președinte al țării, la scurt timp după ce le-a tăiat salariile, că nu mai avea bugetul bani. Să nu mai facem o dramă din faptul că plecăm. Cel mai mare obiectiv al României a fost liberalizarea forței de muncă. Dreptul nostru de a pleca unde ne este mai bine. Dreptul nostru de a pleca unde ne este mai bine. Unde munca nu este corect răsplătită. În momentul de față, statul român nu poate să-și plătească medicii, profesorii, cum ar merita să-i plătească. Da, nu poate să-i plătească. Asta e realitatea. Iar medicii au dat curs îndemnului, plecând din ce în ce mai mulți, cu miile în fiecare an, până am ajuns la un deficit de peste 40.000 de cadre medicale. Iar lipsa acestor medici se măsoară în vieți de oameni care nu au mai putut fi salvate. Și așa nu mai duc înapoi, dar măcar să facă dreptate, să plătească. Pentru că el a murit cu zile, nu se poate, dintr-o simplă răceală, să ajungă el în sicriu. E revoltă și furie în ochii ei. Simte probabil că se va lovi de multe uși închise și că șansele să îi se facă dreptate sunt mici. Urmează să lupte cu un sistem înnecat într-un ocean de indiferență, neputință și șpăgi. Au încercat și alții, mai puternici decât ea. Chiar oameni în halate albe, care nu au mai suportat mizeria și sărăcia,
În 2013, Dan Oprea, chirurg la Spitalul Județean Ploiești, șoca pe toată lumea printr-o scrisoare publică în care recunoștea că el și colegii săi se fac zilnic vinovați de malpraxis din cauza condițiilor în care lucrează. Noi folosim bisturii electrice de unică folosință de zeci de ori. Instrumentarul este uzat în ultimul hal. Halatele sunt de pe vremea lui Pazvante. Compromisuri peste compromisuri. Gândaci în saloane, paturi second hand, perne cu gâlme, dar anvelopări pe exterior. Lucrări care, poate, aduc ceva celor care le propun. Lumea întreagă s-a împărțit atunci în două tabere. Unii l-au considerat nebun, ba chiar un coleg a făcut și o recomandare ca medicul Oprea să fie trimis la psihiatru. Alții s-au alăturat vocii sale și pentru prima dată, doctori și pacienți au vorbit într-un singur glas despre coșmarul pe care îl trăiesc în spital și unii și alții. Stând la patul nepotului meu, m-am trezit că mi-a căzut pe cap gândac, forfoteau gândace peste tot. O altă femeie reproducea clipele de groază trăite în Spitalul Județean Ploiești, unde soțul ei, internat pentru o altă boală, a fost în final răpus de o infecție provocată de un stafilococ. N-a avut unde să-l contacteze decât în Spitalul Județean. După aceea, 2 ani am stat în toate spitalele și pe 2011 a decedat, pentru că acest microb este foarte periculos și 1 la 1000 dacă scape. Ministerul Sănătății a demarat o anchetă abia la începutul anului 2014, după ce ministrul de atunci a făcut o vizită fulger și a promis, sigur pe el, că se va ocupa de problemă. Din interior însă, vizita s-a văzut cu totul altfel. A durat vizita 8 minute în Spitalul Județean. Și s-au gândit ăștia că dacă intră în compartimentul de pediatrie, nu era niciun copil acolo. Și atunci au adus personalul și au adus copiii de acasă și au pus prin paturi acolo, dar mă rog, am înțeles că n-a trecut ministrul pe acolo. Ăla-i deștept, nu trece pe unde există riscuri. După care, riscurile și lipsurile au continuat. În spital, pericolul de infecție e la fel de mare. Am avut, dar nu cred că avem mai multe decât alții. Ne mai luptăm și cu clostridium, a dispărut pentru o perioadă, acum a apărut din nou. Ce înseamnă asta? Adică un pacient vine pentru o boală și pleacă cu alta? Da, apare o enterocolită, este un germene care este extrem de rezistent și care poate da complicații foarte grave. Și pacienții știu de asta? Sau? Sigur. Încă e înghesuială, încă mobilierul este învechit, rupt, la mâna a doua, adus de prin alte țări, ce-au aruncat alții folosim noi de bun. N-avem saltele, n-avem așternuturi, n-avem perne, n-avem paturi ca lumea, n-avem perdele la geamuri ca lumea. Deci sunt o mulțime de lucruri care lipsesc. E în același spital de 24 de ani și l-a văzut degradându-se continuu. A obosit și să se lupte cu sistemul și să vadă medici buni fugind la prima ocazie. Dacă aș fi tiner, aș pleca și eu. Foarte bine fac. Societatea românească nu știe să-și respecte medicii și, în general, profesioniștii nu sunt respectați în niciun domeniu. În medicină cu atât mai puțin. Dar nu s-au zis decât că hoții, șpăgarii, nenorociții și așa mai departe. E eticheta care li s-a pus medicilor în toți acești ani tulburi, în care nu s-a vorbit decât despre șpăgile celor mici, în timp ce șpăgile de miliarde ruinau o țară întreagă, cu medici și spitale cu tot. Pentru mine asta e cum e Cernobâlul, știți? Mai rămâne să pună ciment pe el și să fie un mormânt așa pentru... Adică aici sunt moarte și visele mele profesionale. Îngropate și ele de personaje lacome, cu mâini grăbite să înșface cei 10% din valoarea unui contract. Investiții cu dedicație făcute în spitale ca să hrănească clica în detrimentul a milioane de amărâți și bolnavi. Medicul Oprea are și el exemple. Asta e un sistem care e în tot blocul operator, dar nu e nefuncțional. Și cam cât au costat? Nu știu, cred că a fost o afacere din acelea făcute cu Consiliul Județean, din care au beneficiat unii. Și în timp ce unii se îmbogățeau, milioane de oameni erau forțați să-și caute viața decentă pe alte meleaguri. 10% dintre românii apți de muncă au plecat în străinătate, iar cine a rămas să se chinuie. Din nou, ce ironie, ne lovește acest procent ca un blestem. 10% dintre români, arată studiile, sunt diagnosticați cu depresie, plasându-ne pe locul 3 într-un top european. Dar probabil cel mai cutremurător 10% din această serie de coincidențe ciudate este cel privitor la copii. Ce ți-a trebuit ție ca să fii mai fericit? Și bani ca să iau în fiecare zi la școală, mai un pix, pixuri de consum rede.
primul lucru care aș fi să eu mi-aș lua o pereche de alzaș când trebuie la școală, la sport, când fac sport, mă șartă câteodată, când am trebuit să mă schimb și curată. Mama, mi-aș lua trandafiri de zoi, lăgheță, lăgheță, eu și eu, omul bun, scump. Ce? Prăjituri, ce? Ciocolată. Te-ai culcat? Flămând? M-am culcat de multe ori. Aceasta este realitatea de zi cu zi a unui băiat din Vaslui, România, Uniunea Europeană. Un puști de 12 ani maturizat înainte de vreme. E parte a unei statistici crunte. Potrivit Fundației World Vision, 10% dintre copiii de la țară sunt subnutriți și tot 10% se culcă flămânzi. Asta în România șpăgarilor de miliarde care nu s-au gândit niciodată să doneze sărmanilor măcar 0,1% din ce au furat. Bumboane. Sunt două bumboane. Da, așa, și nu pot să curăț. Trec și liec. Ai mâncat două. Eu una. Pentru cei 7 frați, cele câteva bomboane primite azi în dar sunt prilej de sărbătoare și țin loc de mic dejun. E ora prânzului și încă n-au mâncat. Florin știe asta și renunță fără regret la porția lui. E un gest reflex. Așa face în fiecare zi și cu puțina mâncare pe care o primește. Primești cornul și lapte? Da, la școală. Și ce faci? Le mănânci sau le aduci acasă? Le aduc acasă. Și le aduci la frățiori? Am văzut că azi nici n-ai mâncat ciocolată, le-ai dat lor tot. Așa faci mereu? Păi, dacă n-ai ajunsit, dar lor, sunt iubiși. O vreme, tatăl lor a muncit pe unde a putut. Mai întâi ca cioban, apoi cu ziua. Acum nu mai are unde. Vasluiul n-are ce să-i ofere. E cel mai sărac județ din toată Uniunea Europeană. Mama, însărcinată din nou, nu lucrează nici ea. Așa că trăiesc 2 adulți și 7 copii din ajutorul social și din alocație. În total, 650 de lei pe lună. Cu alte cuvinte, un copil al familiei Apostoaie mănâncă și se îmbracă de 2,4 lei pe zi. Azi mă duc să iau banii, dau la magazin, mâine mă duc să cumpăr iară fasole, bulion, ceapă. Ce li trebuie ca să iasă mâncarea bună? 2 kg de fasole, 200 de mii. Azi însă n-au nici măcar fasole. Mama le poate oferi doar pâine și niște lapte acru. O zeamă lungă pe care și-o împart frățește și care nu-i exclus să rămână singura masa zilei. De aceea, panica e mare atunci când blidul începe să se golească. Nu ți ajunge, Ionela? Mănâncă și mezina, Elena. Are 1 an și 2 luni și, de sărăcie, e nevoită să se alimenteze ca un adult. N-a văzut carne sau fructe de multă vreme. Nu ia suplimentele necesare unui copil și e bolnăvioară mai tot timpul. Nici nu-i de mirare. În casă e frig ca afară, iar micuța stă toată ziua cu piciorușele goale în noroiul cămăruței. Și dacă s-ar îmbolnăvi, mama tot n-ar putea să o ajute. Am luat chiar luna trecută niște medicamente, le-am luat pe datorii așa, ca să spun, mi le-au dat, până în jur de 300 de mii. Oricum, răceala e ultima lor grijă. În casă sunt cazuri mai grave. Gheorghiță are 4 ani, vorbește puțin și zâmbește mult, probabil ca să-și ascundă suferința. Să juca prin o gradă cu copiii ăștia la anțiu. Și prin fugă, când o băga de seamă și căzut cu ochiul drept în cornul de la furcă. A fost cu el la Iași la spital, l-a operat, scos ochișorul afară de tot, pus protezele și de acum ne luptăm așa cum putem. Ochiul ar fi putut fi salvat dacă, înainte de accident, niște domni de departe, de la București, n-ar fi crezut că știu ei ce e mai bine pentru țară și pentru Gheorghiță. Ca să facă economii la bugetul căpușat, guvernul Boc a închis 67 de spitale, inclusiv pe cel din Negrești Vaslui, proaspăt renovat și cu aparatură modernă, unde băiețelul ar fi trebuit dus de urgență. Părinților le-a rămas deci doar spitalul din Iași, dar n-au avut bani de drum. Și astfel, ochiul s-a infectat și a trebuit scos. Al doare? Al doare, sigur că da. Al doare, că îl amorțește, el... și foarte dureros.
La școală merg rar, în funcție de climă. Dacă e cald, bine. Dacă plouă sau ninge, nu pot ieși pe uliță, că n-au pantofi. Doar frații mai mari împart niște cizme de cauciuc. Lor le sunt necesare pentru că ajută în gospodărie. Dar, deși pare greu de crezut, viața lor ar fi fost și mai cruntă dacă nu i-ar fi descoperit un ONG, care oferă stupi și animale familiilor sărace, să nu moară de foame. E un program special care se mai aplică într-un singur loc din lume. În țări foarte sărace din Africa. Sunt multe situații, de la persoane care folosesc un singur bec în casă și îl mută dintr-o parte în alta, sau familii cu mulți copii care îmi spun în fiecare zi că au mâncat borș sau au mâncat cartofi în repetate rânduri. Și cel mai trist, că sunt copii care nu au nicio vină, că trăiesc în asemenea condiții, care nu își înțeleg condiția. Sărăcia lor este una profundă și îi afectează pe toate planurile. Și odată cu ei sunt afectați milioane de români, oameni care cunosc doar grijile, descurajarea, sărăcia, furia, frustrarea de a se vedea furați, fără limită și prin toate mijloacele, și care, din cauza acestor mari corupți, au ajuns să creadă în procent de 90% că bogăția e sinonimă cu hoția.